Bună dimineața! Bună dimineața! Pă, noroc să le mănânce de ploi! Că nu-s ploi, vrem ploi și tot așa, cum am spus tot timpul, când nu avem ceva, nu ne trebuie celălalt. Da, ăsta e drumul meu acum, am luat-o pe partea alta de sus. Dacă să vă uitați bine, bine pe hartă, sunt două drumuri. Am luat-o pe prima la dreapta, care mi-a dat de la drumul principal, ca să nu mă duc pe a doua la dreapta, ca să urc și să fac pe același drum. Pe același drum. Bă, am văzut mai acolo un indicator, dar vezi, după aia mi-a venit ideea să vă arăt ce animale avem noi în pădurile astea de aici, din zona asta. Urși, râs, nevăstuică, șerpi, deci toate le avem cele mai, tot tacăm. Uite aici priza, vezi, era unul aici, poate că stăteam. Uite, vezi, priza acolo. Da, și asta vreau să spun, acum am dus spre mănăstirea Moisei, mai am undeva la 2 km, come on. Hai că nu închepem amândoi. Mă duc acum spre mănăstirea Moisei, mai am undeva la 2 km, de acolo o să fac o filmare, să văd dacă o să găsesc o chestie ca să mă pot alimenta cu curent și să ridic drona și să încep să dezvolt o poveste legată de istoria Maramureșului, care o mai rămas în locurile în care sunt acum. Dar acum sunt pe scurtătura cealaltă, nu m-am dus pe partea de jos, am zis că mă duc pe drumul ăsta alalt și de aici, uitați așa ce frumos e aici, frate, uitați. Doar cu telefonul la brațul meu. Aici chiar sunt povești care poți să spui că e foarte frumos. Uitați. Pe un drum foarte îngust, deci uitați, acum două mașini închid una lângă alta. Două mașini nu închid una lângă alta, după cum vedeți. Vedeți drumul, vedeți, vă dați seama că nu închid două mașini. Ăsta e un drum care vine, s-o colegi drumul național, adică care poate să vină turiștii, pai să nu vină tirurile, că putea să țin partea aia de jos și să o iei pe partea de sus. Dacă dăți un pic pe hartă și despre ce e vorba. Da, cam ăsta e locul. E drumul pe aici, normal, de aici normal văd mănăstirea. Văd undeva sus pe crestele alea de acolo. Acolo e mănăstirea. Până acolo oricum nu mai am mult. Mai am așa cam vreo 20.000 de mărți pe jos, așa frumos cum mă duc eu. Dar e foarte frumos. Mirosul ăsta de copaci, de iarbă verde, păsări, gălăgie de păsări și tot felul de sunete de animale, oi, găini, câini, ce să vă mai zic, câini, câini și cu noaptea mă culc cu gălăgia lor. Nu-i treaba, aici câini-s, uitați, aici un saivan mic de capre, oi, un saivan mic de oi, vedeți? Și găini, bă, dar nu există o casă să n-aibă găini, nu există casă, mă. Am văzut acolo un smardoi de cocoș și o strâng ceata și o băgat înăuntru. Am văzut un cocoș și o strâng găinile o băgat înăuntru, mă. Mă uitam la el în loc să filmez. Haide de-aia, Nila, uite frumos, uite frumos de la mic, ia uite frumos. Da! Ia-l-a. Tu ce frumoasă creaturul ăsta, Dumnezeu. Toate creaturile de pe pământ sunt frumoase, ia până și creatura asta mică, câinele ăsta și toate. Uite frumos. Da, am plecat, ne mai vedem noi. Mă întâlnesc eu cu frațul tău, o Doamne. No, gata. Nu, gata, tată, gata că plec, lăsați-mă că plec. Gata, bossul, plec. Eu am obinit ăsta, ala. No, liniște. Oh, dar ce cu voi, mă, fraților? Eu-s băiatul cu TikTok, aia geanta, am geanta în spate. Ce zice asta? Cine știe ce-o băgat în geantă? Bă, ce să vă zic, ce am în geantă? Niște... gata, știu ce. Nu le zic că se țin după mine. Nu le zic. Slănină am și mă duc. Da, asta e un drum pe aici care nu prea merg mașini la mănăstire, doar mașini turiștii. Nu vin mașini din astea de... Asta e o zonă doar pentru turiști aici, adică pentru o zonă pentru... Da, bine că văd că și case de aici, bine, nu sunt casele genul de case care vă gândiți voi. Lumea modernă acum, lumea nu mai trăiește pe case de lemn și deja cei de la țară, mulți li rușine să stea în case de lemn, că... Hai de mie, că le zice vecinul că tot în casa aia stai străbună.
Nu, lasă-i pe ei să zică ce vrea. Numai să am eu putere, că mi-o fac eu o casă din paleți, mi-o fac. O casă din paleți mi-o fac și de lemne de foc. Îmi trebuie mie căști din asta din beton și pentru ce? Atât în pat e curci. De ce, patul e mai comod dacă casa din beton? Nu. Da, uitați, aici lăsăm asta. Încă sunt acum pe drum. Cred că după creasta asta o să încep să văd despre ce e vorba. Pe cum găinile vedeți, nu-i problemă, apă. Pentru urgență, aia este apa aici, aia mai multă apă. Ce să nu dei ei, este apă aici peste tot. Nu, e problemă. Livezi, deci nu există aproape grădină să nu fie livezi. Să nu fie o livadă cu 4-5 meri, pruni și alte chestii. Păi, de unde e pălinca atunci? Uite aici. De unde e pălinca, nu? Uite, dar nu curățați pomii, mă. Când le curățați? Păi nu trebuie curățat, deci știam că trebuie curățați, mă. A, le-o curăța, probabil. Da, le-o curăța, că se vede. Asta e storiul meu de dimineață. Nu prea aveam să vă arăt așa. Hai, dați ce casă de lemn, un grajd, mai bine zis, ăsta e un grajd vechi, se vede fel că e vechi, păstrează tradiția, scara de lemn, targa, pentru cărat gunoi afară, că sunt în anumite situații unde îl pui pe targă și îl arunci în zone din astea, mulți îl aruncă pe lângă livezi, mai ales care au aproape livezi aproape, mulți îl aruncă pe livadă, să nu-l mai ducă cine știe unde. E urcat. Nu e problemă. Urcat. Da, azi e sâmbătă. Nu mai știu, 6 cred că suntem astăzi. N-am putut să fac story. Copilaș, am avut un deal. Dar nu știu că e dealul ăsta. Că și ăsta va veni. Am pornit la filmarea. Și am dat să margă. Pentru că trebuie să mai filmez și cât din drum, deși nu este o imagine, oarecum ca să fie înțeleasă pe YouTube. Ăsta doar drumul care duc într-o anumită locație. De exemplu, pe cum vedeți, ăla e drumul meu și cam așa e în jurul meu. Uite și aici un mic cimitir. Da! Uite, vreau să ajung până la casa asta și aici rupem. Uite ce frumoasă casă. Eu am făcut una din asta în Cluj. Una din asta am lucrat. Dar bine, n-am terminat-o. Am văzut că am încercat să-l mardă și am plecat, l-am lăsat acolo. Am pus primele 3 rânduri. Bine, ridicat fundația. Am început să punem primele rânduri. Am zis că omul vrea să facă figuri și... No, stai tu aici, tu că ți-a continuat altul. Pentru că așa este construcția din România. Am spus, România se ia foarte multe țepe. Foarte multe țepe. La fel și în Anglia se ia foarte multe țepe, da? Acolo poți să oscilezi. Acolo, adică, chiar dacă ai luat o țapă, îți găsești mai repede de muncă. În domeniul meu, mă refer, îți găsești mai repede de muncă. Da, hai tu te-ați casă. Vedeți? Asta e o casă. Are... O să-mi ajute bun Dumnezeu odată. Să fac și eu una cu mâna mea. Să vedeți că eu nu vorbesc aiurea. Astea sunt doar vorbe. Am spus faptele. A venit timpul ca să demonstreze vorbele mele. Mamă, da greu. Și cu geanta asta grea. Uite aici, devine masa lei, mă culcam. Uite ce frumos e aici. Masa aveam. Ia, dar dincolo la vecini. Aici e cu vecini aici. Nu știu cum arde cu ei. Da, hai să facem încheierea. Asta și mai față. Drum. Fac încheierea acolo, cum să pun un bolovan aici în spate. Să pot să pun telefonul. Da, asta e, băieții. Acum puteți să vedeți. Asta e. Legea întalată la loc. De ploaie, e nebușală. Parcă n-am mai așa. Asta e. Am plecat.
M-am pupat, ne auzim la mănăstire. Să vedem cum putem să iasă să lucruri frumos. Să filmez cât de cât o poveste legată de o mănăstire foarte veche. Din județul Maramureș, din comuna Moisei. Asta e, vă pup, vă arăt unde sunt acum. Vă pup o portofele, mă treburi. Acum sunt aici și mă duc încet în față ca să vă arăt restul poveștii, adică punctul meu în care mi-am făcut un plan să ajung astăzi și pe ploaie ajungeam Moisei. Îmi fac treaba cum pot și încet, încet mă duc spre Borșa. Stai că Moisei încă e lung. Asta e numai mănăstirea și mănăstirea e în direcție opusă a orașului Moisei, a comunei Moisei. Deci, da, ce să vă zic, v-am pupat, băieți. Multe povești nu poate să fie într-un drum de ăsta, doar cuvinte și planuri. Vedeți, cum am spus, apa este peste tot, fiecare rău și fiecare treabă își face treaba. Deci, când acolo îți bea apă și dacă era cald acolo, stăteam frumos și făceam zaună. Da, l-am pupat, ne auzim și face cumva să legăm toate într-o poveste. O zi bună, pa, pa!